găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Mădălina Neacșu și vă invit la episodul 13 din Caravana Veteranilor Militari, coproducție realizată în parteneriat cu Mureș.ro și caravanaurbana.ro. Astăzi avem un invitat de renume, online, în direct din Slobozia, președintele sucursalei AMVVD Slobozia, domnul plutonier ajutant Popescu Mircea Călin, care de altfel are la activ și o serie de misiuni în teatrele de operații din Afganistan. Bună ziua, domnule Popescu! Vreau să vă salut, distinși invitați și dragi telespectatori a acestei emisiuni. Mulțumim frumos! Iar aici, din studio, din Mureș.ro, avem pe doamna profesor universitar dr. Teodora Benede. Bună ziua, doamna profesor! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! De asemenea, domnul Victor Ailen, expert NATO. Bună ziua, domnule Victor! Bună ziua! Domnule Popescu, ca de fiecare dată în cadrul Caravanei Veteranilor Militari, punem în evidență poveștile militarilor din teatrele de operații. Recent s-a organizat un eveniment la Târgoviște în cinstea retragerii veteranilor din teatrele de operații. Vrem să știm și noi mai multe detalii din perioada în care dumneavoastră ați activat în teatrele de operații în Afganistan, în perioada 2019-2020, și de asemenea menționăm faptul că dumneavoastră sunteți și militar activ în cadrul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei din Ialomița, nu? Aia este exact. Mă numesc plutonier ajutant Popescu Mircea. Am avut deosebită onoare de a participa în perioada aprilie 2019-2020 martie în Afganistan, în teatrele de operații Afganistan, în cadrul misiunii Resolve Support. Acolo am lucrat ca consilier pe probleme de comunicație informatică, unde mi-am adus la îndeplinire misiunea prin lucrurile bune care au fost înfăptuite împreună cu naționalii și internaționalii din această bază din Kabul. Ce pot să vă mai spun legat de această activitate din cadrul Resolve Support? A fost o misiune de succes datorită implicării totale a camarazilor, nu numai a celor din România, dar și a partenerilor NATO, deoarece dacă pe perioada respectivă întâmpinam anumite dificultăți, cei de acolo ne săreau în ajutor și ne ajutau de fiecare dată cu ce aveam nevoie, și moral și material din toate punctele de vedere. Din ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră anterior, ați activat inclusiv din poziția de consilier în comunicații și informații. Dați-ne mai multe detalii, având în vedere că dumneavoastră chiar ați comunicat direct cu partenerii dumneavoastră din Afganistan pe această dimensiune de expertiză. Ce vă pot spune? Ca consilier a trebuit să mergem la o academie de poliție pentru ofițeri superiori din cadrul Staff College, unde se afla cam la 25 de kilometri de unitatea noastră, de baza noastră. Pericolele ne pândeau la tot pasul, era ca un joc de noroc, șansele erau de 50% cu 50% să te întorci sau nu se întorci acasă. Am avut norocul de a nu se întâmpla nimic pe parcursul deplasării la Staff College. La Staff College aveam omologii noștri de ofițeri din cadrul compartimentelor de comunicație informatică. Îi susțineam, mai mult făceam logistică, acte de logistică cu dânșii. Îi ajutam din toate punctele de vedere, chiar i-am ajutat și cu bani din partea noastră. Am strâns colegii din cadrul jandarmeriei bani ca să putem să cumpărăm tonele de cerneală, tot felul de consumabile pe care nu le puteau avea dânși. De asemenea, spiritul de solidaritate se pare că în teatrele de operații este mai puternic ca niciunde, din ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră. Erați ca o familie, într-ajutorarea, în spirit de supraviețuire, a fost evidentă în acea perioadă. Da. Noi fiind consilier, trebuia să avem o gardă de corp. Români au fost gardă de corp. Vă dați seama, acolo lăsam deoparte, dacă aveam probleme între noi de orice fel, eram ca o familie. Nu conta că suntem certați sau că ne-am certat, în misiunea respectivă eram foarte uniți și dânșii aveau foarte grijă de noi ca să ne întoarcem cu bine acasă.
De asemenea, cunoaștem faptul că retragerea militarilor din Afganistan se va desfășura până în data de 11 septembrie. AMVVD-ul, în parteneriat cu caravanaurbană.ro și în parteneriat cu asociația reprezentată de familia Benedek, a organizat un eveniment major la Târgoviște în data de 22 mai, în cinstea retragerii veteranilor din Afganistan. Dumneavoastră, în următoarea perioadă, presupun că aveți o agendă substanțială pentru slobozia din poziția noastră de președinte în acest sens, în spiritul întrajutorării. Da, momentan sunt de puțin timp președintele asociației, am cam 2 luni de când am luat această onorată funcție. Îmi propun împreună cu colegii mei vicepreședinți și toți camarazi din această asociație să ne dezvoltăm, să putem ajuta totodată și comunitatea, iar scopul nostru e final de a ajunge, de a finaliza proiectul de construire a centrului de recuperare pentru veterani de război care au participat în trate de operații. Aici în studio avem și pe doamna profesor universitar dr. Teodora Benedek, care a participat la evenimentul din Târgoviște, dedicat în cinstea retragerii veteranilor militari din Afganistan. Doamna profesor, care este feedback-ul dumneavoastră și cum vi s-a părut centrul de la Târgoviște, de la Mănăstirea Dealul? Da, eu am rămas profund impresionată de ceea ce am văzut la Târgoviște, la Mănăstirea Dealul, de frumusețea peisajului, de posibilitatea extraordinară pe care o oferă acel centru, dacă va fi finalizat în viitor, și totodată foarte, să spun așa, dezamăgită de faptul că nu s-au găsit încă pârghiile necesare pentru a finaliza această investiție strategică, aș spune, cu un impact foarte mare. Este o bijuterie, centrul acela, construcția, infrastructura care deja există, este o bijuterie care trebuie doar finisată pentru a putea fi dată în folosință. Este foarte greu de înțeles pentru mine faptul că forțele care pot decide în favoarea finalizării acestui centru nu reușesc să găsească modalitatea de a-l finisa, când mai este doar atât de puțin. În fond și la urma urmei, clădirea există, zona este superbă, posibilitățile pe care le oferă pentru recuperarea veteranilor de război, pentru depășirea, pentru rezolvarea multor situații critice, posibilitățile sunt extraordinare, ambientul de acolo este extraordinar, gândirea arhitectonică se pretează foarte bine pe această destinație. Este păcat să rămână așa. Cei care decid trebuie să găsească pârghiile necesare, trebuie să găsească resursele necesare pentru a finaliza acest obiectiv. Am înțeles că s-a depus această solicitare, au venit niște răspunsuri negative pentru a fi inclusă în PNRR. Mă rog, sunt posibilități de finanțare prin fonduri europene, dar trebuie să existe voință din partea forurilor decizionale. Eu am 11 ani, nu, acum deja 12 ani de activitate la Bruxelles în gestionarea de fonduri europene, în arbitrarea de fonduri europene. Și am spus și la Târgoviște acest lucru. Este ușor să spui nu se poate, dar este mai greu să spui cum se poate. Dacă nu merge cu varianta A, dacă nu se pretează varianta A, trebuie să mergi pe varianta B. Cu atât mai mult cu cât România are un mare deficit în ceea ce privește activitatea de recuperare medicală. Nu sunt suficiente centre de recuperare medicală și țara noastră are nevoie, bine, cel de la Târgoviște care se pretează pentru și este un proiect al Asociației Veteranilor de Război, dar România are nevoie la nivel național de centre de recuperare și pentru zona non-militară sau non-veteran de război și pentru zona medicală, pentru zona, pentru domeniul bolilor cardiovasculare, de exemplu, în care activez eu, că aceasta este legătura mea cu acest subiect. Eu sunt medic cardiolog și știu că pacienții cu infarct miocardic, pacienții cu urgențe cardiovasculare au și ei acest deficit de a găsi centre de recuperare după ce depășesc perioada de urgență. Deci cred că este nevoie de un efort conjugat în care
să punem umăr la umăr pentru implementarea, pentru sensibilizarea opiniei publice și a forurilor decizionale asupra necesității creierii de centre de recuperare în domeniul medical, adresate veteranilor de război și așa mai departe. Doamna profesor, noastră împreună cu domn profesor Imre Benedek dețineți o fundație, Fundația Benedek Telechi, la Castel. Am fondat o fundație, exact. Da. În acum câteva săptămâni ați organizat un prim eveniment care leagă, de fapt, dialogul intercultural, multiculturalismul și vă propuneți în următoarea perioadă, în data de 10 iunie, să organizați un alt gen de eveniment, se pare în cinstea întoarcerii veteranilor militari din teatrele de operații, după modelul evenimentului din Târgoviște, pentru că de ce nu aici în Transilvania este inima multiculturalismului și dialogului intercultural. Dați-ne și nouă mai multe detalii pentru telespectatorii noștri, mai ales că am înțeles că vor participa de fapt toate segmentele, atât societatea civilă, dimensiunea militară, expertiza medicală, dar și firmele certificate NATO, că de altfel noastră sunt și fondatoarea Clubului de Afaceri NATO împreună cu domn profesor Imre Benedek. Da, așa este. Fundația Benedek Telechi este o fundație care își propune, așa cum a subliniat și dumneavoastră, promovarea dialogului din toate sferele. Dialogul intercultural care, de care avem foarte mare nevoie aici în Transilvania, dar și dialogului dintre specialități, dintre profesioniști, dintre diferite domenii de activitate, dintre diferite componente ale societății civile. În 10 iunie, săptămâna viitoare, va avea loc această dezbatere care va fi găzduită de Castelul Telechi din Dumbrăvioara, un castel cu foarte mare rezonanță istorică, un castel încărcat de istorie, pe care ne-am propus într-un proiect foarte ambițios să-i redăm strălucirea de odinioară. Și a început deja să găzduiască aceste dezbateri pe diferite teme, pe tema dialogului intercultural, pe temele academice, universitare, temele de actualitate. Și cred că aceasta este o temă de foarte mare actualitate, cea legată de veteranii de război, de nevoile lor, de experiența lor și tocmai de aceea următoarea dezbatere găzuită de Castelul Telechi prin Fundația Benedek Telechi va fi adresată exact acestei teme. Vor participa, în primul rând sunt invitați veteranii de război care sunt în centrul atenției în acest eveniment, dar și medici, reprezentanți ai societății civile. Medici, foarte important, pentru că vedeți dumneavoastră, există o strânsă legătură între veteranii de război și acest proiect care se adresează recuperării veteranilor de război. Și noi ne propunem aici la Târgu Mureș dezvoltarea unor servicii de recuperare medicală, sigur cu alt specific decât cel de la Târgoviște, dar undeva ar putea fi cele două proiecte, cele adresate veteranilor de război și cele adresate bolnavilor cardiovasculari, ar putea să le găsim așa niște similitudini în conceptul lor, care să le subliniem cu ocazia acestei dezbateri de săptămâna viitoare. Mulțumim frumos, am înțeles că de altfel vom avea și invitații online la nivel internațional, de surprizele merg mai departe și încă le menținem acolo pentru a surprinde permanent. Domnule Victor Aileni, se pare că suntem în preajma summitului NATO de la Bruxelles, o nouă agendă, un nou concept strategic pentru NATO emerge în perspectivă. Am vrea să știm cât de cât o analiză din partea noastră, având în vedere că v-ați evidențiat de-a lungul timpului cu aceste analize prospective de early warning. În primul rând, onoare și respect invitatului dumneavoastră, domnul Popescu, și tuturor veteranilor care au servit și servesc în continuare pe teatrele de operații. Suntem într-un moment care poate primi o dimensiune istorică și o are deja, retragerea din Afganistan. După aproape 20 de ani de prezență pe teatrele de operațiuni, militarii români, veteranii români se întorc acasă cu o glorie extraordinară. Îndeplinirea misiunilor alături de partenerii strategici cu care au operat în teatrul de operații au adus României o poziționare și o recunoaștere internațională în interiorul NATO și al lumii euroatlantice. Este momentul prin care noi, prin toate evenimentele care se organizează în cadrul caravanei veteranilor, în evenimentele de tipul celui de la Târgoviște, cel care urmează la Castel
în săptămâna viitoare și în celelalte orașe cheie care sunt subsumate conceptului NATO urban pe care l-a dezvoltat, orașele care sunt în vecinătatea principalelor baze militare, pentru a onora și a da respectul celor care stau la frontieră 24 de ori în 24, pentru ca noi, ca țară și ca și comunități, să ne putem desfășura o activitate deosebită. Rugăciunile noastre pleacă spre toți cei care se întorc, să se întoarcă cu bine, spre familiile lor și spre cei care au plecat spre cele veșnice. Suntem în fața unui eveniment istoric. Este summitul NATO din 14 iunie de la Bruxelles. Este un summit de upgradare în care se vor discuta proiecte de o importanță extraordinară care jalonează următoarea etapă a evoluției și a repoziționării NATO în contextul unor noi realități complexe pe care noi le trăim astăzi la nivel global. Sunt repoziționări geopolitice majore, sunt elemente de instabilitate care au emers și s-au acumulat în timp în diversele zone, noi fiind și gestionând prin poziția pe care ne-am câștigat-o gradual de furnizor de securitate pe flancul de sud-est și chiar lider al întregului flanc de est al NATO și al lumii europene, certificat prin summitul B9 de la București, atare, avem o poziționare care are enormă responsabilitate. Bazinul extins al Mării Negre și vecinătățile pe care le are, mă refer în zonele complexe, spre Orientul Mijlociu, spre zonele asiatice, spre zonele dimensiunii estice, mă refer la dimensiunea rusească ca prezență, toate astea, dau o capitalizare și o importanță extraordinară. România a emers în dimensiunea strategică odată cu scutul antirachetă operaționalizat la Deveselu. Scut care asigură o protecție pe o rază de 2500 de kilometri împotriva atacurilor rachetelor cu rază scurtă și rază medie nucleare. Am avut privilegiul de a fi parte din echipa de consultanță strategică a consorțiului care a câștigat și mi-a permis să înțeleg elemente de detaliu. Este o poziționare și o responsabilitate extraordinară în contextul în care a expirat tratatul pentru rachetele cu rază scurtă și rază medie nucleare în august 2019, avem puteri nucleare care sunt emergente și care sunt cu un grad semnificativ de instabilitate, care n-au fost niciodată parte din vreun tratat. Cazul tipului războiului rece, când cele două superputeri aveau tratate. Mă refer la Coreea de Nord, mă refer la China, mă refer la India, mă refer la Pakistan, la tentativa Iranului de a achiziționa o dimensiune nucleară pe un Orient Mijlociu extrem de inflamabil. Toate acestea generează o enormă instabilitate la scară globală, iar poziționarea României, responsabilitatea pe care o are, respectul pe care noi îl dăm celor care stau la frontieră. Săptămâna recent ați avut ca invitat odată din partea unui batalion de CBRN, care înseamnă chimic, înseamnă biologic, înseamnă radiologic și nuclear. Este o dimensiune care este aici la expertiză de o valoare enormă. Toate astea acumulate fac ca timpurile care vin, așa, încrederea în dimensiunea militară și a tuturor celor care servesc sub jurământ să fie absolut totală, la fel cum în linia întâi, parte din războiul pandemic a stat și dimensiunea medicală. Deci suntem într-o situație complexă, suntem puși în fața unor situații hibride, iar interculturalitatea, cooperarea, capacitatea de reziliență a comunităților devine elemente fundamentale pentru timpurile care vin. Încă o dată, onoare și respect invitatului dumneavoastră. Domnule Popescu, un mesaj acum pe final de ediție pentru membrii sucursalei AMVVD din Slobozia. Le doresc multă sănătate și împreună vom putea ajunge la scopul care l-a propus de construirea centrului pentru militarii care au participat în trate de operații. Și de asemenea pentru camarazii din Afganistan, camarazi noastră militari, care acum urmează să se retragă, având în vedere că organizăm și un eveniment în cinstea dumnealor în data de 10 iunie. Ne bucurăm pentru dânsii că s-au întors sănătoși acasă și și-au îndeplinit misiunea cu succes. Și în ultimul rând doresc să le mulțumesc tuturor comandanților de contingente la care am participat în misiunea respectivă, pentru suportul acordat, în ultimul rând domnului Marius Apostol, șeful Asociației Mari, pentru ajutorul acordat asociației noastre.
Deși dumneavoastră sunteți președinte de 2 luni de zile pentru sucursala AMVD din Slobozia, vă propuneți o serie de proiecte și apreciem foarte mult. Cu siguranță ne vom revedea aici la Caravana Veteranilor Militari, dar și în cadrul evenimentelor vă invităm, organizate în parteneriat cu AMVD. Pe această cale am să-mi iau la revedere și de la doamna profesor universitar dr. Teodora Benedec, de la domnul Victor Aileni, expert NATO, iar pe dumneavoastră vă invit să ne urmăriți pe caravanaurbana.ro, pe mureș.ro, pentru că de fiecare dată vă surprindem în mod plăcut cu o serie de programe și evenimente strategice și cu ediții noi din Caravana Veteranilor Militari. Pe curând!